Ne bucurăm să fim și în această seară împreună. Lăudați să fie Dumnezeu pentru că ne-a oferit prilejul acesta să venim în casa Lui, să studiem din cuvântul vieții. Aș vrea să vă spun încă de la început că tema din această seară vizează în mod special o mamă care nu putea să devină mamă. Era soția unui bărbat foarte important, care își dorea atât de mult să aibă copii și copilul nu venea. Despre lucrul acesta o să vorbim în această seară. Iar tema noastră, da, generală, va fi preotul Eli și răutatea fiilor lui, care au tot preoți. Și Samuel, profetul omului Dumnezeu. Aceasta este tema pe care vă propun în această seară, însă în același timp vă invit să nu lipsiți mâine seară la ultima ocazie. Mâine seară o să vorbim despre cel mai important om al Vechiului Testament. Moise, omul lui Dumnezeu. Despre viața și moartea lui. De aceea, mâine la ora 19, nu lipsiți când vorbim despre acest personaj atât de important al Vechiului Testament. Așadar, în această seară, preotul Eli și răutatea fiilor lui. Samuel, profetul sau prorocul omului Dumnezeu. Haideți să parcurgem tema din această seară, voi deschide Biblia și voi citi în 1 Samuel, capitolul 1, de la versetul 9 la 17, Biblia zice: Ana s-a sculat și după ce a mâncat și au băut ei la Silo, preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Este o femeie care merge la biserică, care se așează în genunchi și se roagă. Se roagă de așa manieră că nu îi se aud cuvintele. Se roagă în inima ei și doar buzele îi se mișcă. Și acolo stă înaintea lui Dumnezeu multă vreme și își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu. Biblia zice: ea a făcut o juruință și a zis, adică a jurat. Să știți că juruințele nu se încalcă. Eu, de când îl cunosc pe Dumnezeu, mi-am propus ca niciodată să nu-i jur ceva lui Dumnezeu. Mi-e frică. Dacă ați jurat vreodată că faceți un lucru, jurământul este ca și cum trebuie să-ți dai viața pentru lucrul pe care l-ai promis. Deci mare grijă când jurați. Biblia zice, nu jura pe cer, nu jura pe pământ, nu jura pe cer pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nu jura pe pământ pentru că este aștenutul picioarelor sale, nu jura nici pe părul din capul tău pentru că nu poți să faci nici măcar un fir, nu jurați. Da? Atunci când promiteți un lucru, când promiteți un lucru, să vă țineți lucrul acela. Dacă știți că îl veți împlini, jurați. Dacă știți că nu îl veți împlini, nu jurați pentru că este foarte important. Găsim în Sfânta Scriptură un mare personaj care devine ca un reformator în timpul vieții sale. Este chiar un judecător peste poporul Israel. Omul acesta îi jură lui Dumnezeu că dacă atunci când se vor duce la război îi va învinge pe dușmani, când se va întoarce înapoi acasă, primul om care va ieși din cetate să-i felicite pentru că au câștigat biruința, îl va aduce jertfă lui Dumnezeu. A jurat. Și când s-a întors înapoi acasă, Gedeon avea o singură fată. Ea a ieșit în calea lui să-l felicite pe tata că a câștigat biruința în numele Domnului. Și Gedeon a plâns și a zis: fata mea, i-am jurat lui Dumnezeu că primul care va ieși pe porțile cetății în calea mea, îl aduc jertfă. Un lucru care nu trebuia să-l jure, nu trebuia să-l facă. Dumnezeu niciodată n-a cerut jertfe. Și cu toate acestea, fiica lui mai târziu a fost adusă jertfă. Pentru că i-a jurat lui Dumnezeu. De aceea e foarte mare grijă la jurăminte. Cuvântul zice, ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Adică nu va fi tuns niciodată. Da? Fiindcă ea stătea multă vreme rugăciune înaintea Domnului, Eli, care era marele preot, se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată. Și i-a zis, până când vei fi beată, du-te de te trezește. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin,
nici băutura amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Uneori e posibil să greșim. S-ar putea ca intuiția noastră să dea pe lângă. Să nu fie exact ce crezi tu. Nu-i așa? Ca în situația respectivă. De-aia e bine să nu judeci pe nimeni niciodată. Pentru că nu cunoști motivația, nu știi ce e în inima omului. Nu-i așa? Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Și a plecat acasă. Biblia zice, Ana a rămas însărcinată. Dacă v-ați uitat în Sfânta Scriptură și dacă ați studiat măcar cartea Geneza, ați descoperit că una dintre marile probleme pe care le aveau patriarhii cu soțiile lor, Avram, Isaac, Iacov și mulți alții de-a lungul timpului, nu puteau să aibă copii. De aceea, nu doar astăzi, în zilele noastre, ajungem în timpuri în care nu știm ce să facem, unde să mergem, unde să cheltuim, la ce doctor să ne ducem. Pentru că dintotdeauna a fost problema aceasta. Și niciun caz, nicio situație nu a rămas fără. Atunci când oamenii s-au consacrat lui Dumnezeu, s-au rugat și Dumnezeu a intervenit și le-a dat copii. Ana a rămas însărcinată. Și a născut un fiu. N-a fost fată. Pentru că i-a cerut în rugăciune ce? Un fiu. Un copil de parte bărbătească, căruia a pus numele Samuel. Ce înseamnă numele Samuel? Ce înseamnă numele Samuel? Dumnezeu a ascultat. Niciodată evreii nu puneau nume la întâmplare. Ei puneau nume care să reprezinte ceva. I-a pus numele Samuel. Pentru că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. În anul 2002 m-am căsătorit. În anul 2006 am avut prima fată. Și am pus numele Emanuela. Numele fetelor mele sunt nume biblice, sunt nume evreiești. Pentru că numele înseamnă ceva. Numele pe care le-am dat copiilor mei sunt nume reprezentative. Le-am dat cu un scop numele acesta. Ce înseamnă Emanuela? Vine de la Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a născut a doua fată, Abigail, este tot un nume evreiesc. Și Abigail înseamnă ceva. N-am să vă spun ce. Că de-aia n-aveți întrebări. Studiați dumneavoastră. Când s-a născut a treia fată, i-am pus numele Naomi. Și Naomi înseamnă ceva. N-am să vă spun ce. Că poate mâine seara aveți întrebări. Vreau să spun că evreii obișnuiau să pună la copiilor nume care reprezenta ceva, care însemna ceva. Mergem mai departe. Bărbatul său, Elcana, s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatul ei, când voi încerca copilul, voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Deci femeia aceasta a promis că dacă Dumnezeu îi va da un copil, îl va dărui lui Dumnezeu pentru totdeauna. Îl va duce la templu și îl va lăsa acolo, la sanctuar, la biserică, cum am zice astăzi. Elcana, bărbatul ei, a zis, fă ce vei crede, așteaptă până îl vei înțărca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă, a dat țâță fiului ei până la înțărcat. Am stat și m-am gândit, Doamne, ce relație puternică avea femeia asta cu Dumnezeu. Cum ar fi fost, gândiți-vă cei care sunteți soți în această seară aici, cum ar fi ca soția dumneavoastră să vă aducă la cunoștință după ce n-ați avut copii, când a venit în sfârșit în casă un băiat, un copil pe care l-a așteptat atât de mult timp, să vină să spună, de fapt, stai liniștit, nu te bucura de el, pentru că am hotărât că îl dau la Dumnezeu, la templu. Ce faci? Îl dau la biserică. Acolo o să rămână toată viața lui, pentru că eu l-am închinat lui Dumnezeu dinainte să-l am. Am spus, Doamne, dacă mi-l dai, ți-l dau ție și va fi al tău pentru totdeauna. Vă dați seama ce experiență cu Dumnezeu a avut femeia aceasta? Biblia zice, au înjunghiat taurii și au adus copilul la Eli. Ana a zis, Domnul meu, iartă-mă, zice Ana preotului când a ajuns la sanctuar. Cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu,
Atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam. Și Biblia zice, pentru copilul acesta mă rugam. Și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făcusem. Pentru copilul acesta m-am rugat. Și Dumnezeu mi l-a dat. De aceea vreau să-L dau Domnului toată viața Lui să fie închinat înaintea Domnului. Și l-a dat lui Dumnezeu, cum ai duce un dar? L-a dat și dat a fost. Cine ar face așa ceva? Vedeți? De ce Biblia e frumoasă? Găsește aici personaje care au făcut lucruri de neimaginat, ieșite din comun, efectiv. Și acum ce a făcut? A rămas iar fără copii? Numai ce a primit, chiar a rămas fără? Dacă vă veți uita în 1 Samuel, capitolul 1, veți vedea că pentru gestul acesta Dumnezeu a răsplătit-o. Ea care n-avea copii, i-a mai dat Dumnezeu încă 3 băieți și 2 fete. Că așa știe Dumnezeu să răsplătească în mod generos. Acesta este Dumnezeu. După această introducere, haideți să intrăm în tema noastră. 1 Samuel, capitolul 2, de la versetul 12, citesc. Fiul lui Eli erau niște oameni răi. Eli era mare preot. Marele preot făcea cele mai importante slujbe la sanctuar sau la templu. În general, tot din spița lui genealogică, adică fiii lui și fiilor și fiilor și fiilor și așa mai departe, cam cum este și astăzi, se moștenea acest dar preoțesc. Preoție care a fost instituită de Dumnezeu, evident. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Ce trist este raportul acesta, dacă vă veți uita în Scriptură, exact așa și începe descrierea. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Preoți care ar fi trebuit să fie oameni cum? Bun, nu? Să învețe poporul, să le duce, să facă să fie spiritual, să îndrepte spre Dumnezeu și așa mai departe. Nu cunoșteau pe Domnul. Cum este posibil să nu cunoască pe Dumnezeu? Fiii marelui preot să nu cunoască pe Dumnezeu. Pare ceva ieșit din comun, nu? Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Deci și erau preoți, erau răi și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Și de ce am ales să prezint tema aceasta în această seară? Nu ca să scot în evidență că preoții sunt răi. Dacă cineva se gândește aici, greșește din start și cădeți în niște prejudecăți. Nu despre asta vreau să vorbesc. Ci vreau să vorbesc despre faptul că este posibil ca împrejurările vieții, circumstanțele, situația unde trăiești, să nu ai niște repere morale spirituale. Și cu toate acestea, Dumnezeu să nu te lase fără să te poți dezvolta spiritual. Despre asta e vorba în această seară. Este posibil ca împrejurările, persoanele cele mai importante, ale satului, ale orașului, ale locului unde ești, să nu te poată ajuta să te dezvolți spiritual. Dar cu toate acestea, Dumnezeu să nu te lase ca să ajungi să fii un om după inima lui Dumnezeu. Despre asta este tema din această seară. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului, preoții aveau cei, leviții aveau sluji lângă ei. Venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, că jertfele erau din carne atunci, da? Din animale. Venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu 3 coarne, o vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. În momentul când oamenii veneau să aducă jertfe, prima dată se ducea să-și ia ei partea pe care să o mănânce. Și Dumnezeu s-a uitat la ei, așa cum este Dumnezeu bun și ne rabdă o zi, două, un an, doi, un timp, până când vine momentul când Dumnezeu zice, stop, este prea mult. Este prea mult. Nu contează ce funcție ocupi, nu contează cine ești. În momentul când deja depășești niște limite pe care Dumnezeu le-a stabilit, este prea mult. Și să știi că atunci Dumnezeu intervine. Pentru că Dumnezeu are în vedere binele întregului popor. Iar oamenii aceștia ajunseseră să disprețuiască jertfele lui Dumnezeu și să batjocorească poporul acesta care venea cu credincioșie să aducă jertfe, iar în timp ce îi făceau lucrurile, se simțeau descurajați să mai vină. Cum? De ce vă comportați așa? Dar aveți răbdare. În primul rând, n-aveți voie să luați carne crudă, pentru că ea trebuie să fie fiartă. Ori carnea fiartă n-avea gust, dar de ei vrea să mănânce friptă, pentru că carnea friptă este mult mai bună.
Dar preoții aveau drept să mănânce, într-adevăr. Erau poruncă să mănânce, ca un fel de purtare de păcate, ca un fel de împreună simțire cu poporul păcătos. Dar carnea pe care trebuiau să o mănânce preoții trebuia să fie o carne fiartă, care n-are gust. N-are gust. Nu e plăcută. Nu e ca aia de pe jar. Nu e nici ca aia din tigaie. Ei vreau să ia să o mănânce, să le placă. Să le tihnească, cum se zice aici în Bihor. Nu-i așa? Oamenii însă nu erau de acord și erau întristați. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfă: dă pentru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Înțelegeți? Dă pentru preot carne crudă. Înainte să se ardă grăsimea. Vreau să știți ceva. În Sfânta Scriptură, atunci când veți găsi pe oameni care aduceau jertfe, nu avea voie niciodată niciunul să mănânce grăsimea. Știți ce este cel mai bun când ne apucăm să mâncăm de astea, de ale animalelor, nu știu cum să le numesc, când se mănâncă produse de origine animale? Vorbesc ca unul care nu mănânc de foarte mulți ani carne. Cred că mai mult de 15 ani. Grăsimea nu era voie să o mănânci. Culmea că grăsimea are gust bun. Dar grăsimea nu-i voie să o mănânci. Grăsimea în Sfânta Scriptură este interzisă. Era interzis ca cineva să o consume. Grăsimea este un simbol al păcatului. Grăsimea este ceea ce face omului rău. Grăsimea este ceea ce ajunge pe vasele noastre de sânge, pe vasele alea în interior, te duci, faci o analiză și ai descoperit că ai colesterolul peste 200. Și dacă ajungi la 3 sau la 4, ai șanse să crăpi. Deci nu-i glumă. De aceea Dumnezeu a interzis-o, pentru că știa că viața oamenilor va fi scurtată. Apropo, știți că dintre cei care au murit în antichitate, erau unii care vroiau, dacă vreodată în timp se va descoperi viața, ei vreau să trăiască. Și atunci era date niște legi exacte, vorbesc despre faraonii Egiptului. Și erau îmbălsămați, băgați în tot felul de substanțe, cum e formolul de astăzi, ca să nu te dezintegrezi. Mort, dar rămâi acolo într-o soluție și să rămâi acolo. Că poate vreodată umanitatea va descoperi cumva, știința va avansa și va reuși să-l aducă pe mort la viață. Vreau să întoarcă înapoi la viață, că au trăit bine. Mâncare, băutură, femei, cum să nu durească să întoarcă înapoi? Pentru că ei, în momentul în care mureau faraonii, nu știu dacă am citit, când faraonul murea, avea nu știu câte neveste, avea țiitoare. Când murea faraonul, de vii erau îngropate toate nevestele lor. Nu le putea lăsa la nimeni. A fost ale lui. Cum să le lase? A fost bine cât ai stat lângă faraon când a fost în viață. Vă dați seama că se rugau femeile să nu moară faraon. Că în momentul când murea faraon, erau îngropate și ele de vii. Ca să le aibă și pe lumea altă. Pricepeți? Vreau să știți că astăzi, adică în vremurile noastre, oamenii, dacă n-au descoperit viața, s-au apucat să-i scoată din substanțe pe faraoni și să-i disece și să vadă acum 4.000 de ani de ce mureau oamenii. Și a descoperit că mureau tot de cancer, tot de cardiopatie ischemică, tot de AVC, accidente vasculare cerebrale, din aceleași motive din care se moare și azi. Adică, într-un cuvânt, de la trai bun. De la trai bun. Dă pentru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul care venea, oamenii obișnuiți care veneau să ducă jertfe, zicea: după ce se va arde grăsimea, vei lua ce îți va plăcea. Sluga răspundea: nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila, cu forța. Nu-mi dai acum, iau eu. Îmi spuneți cu cât drag să mai duce oamenii la templu? Ce plăcere mai aveau ei să meargă să aducă jertfe? Ce sentimente aveau ei când se duceau la biserică? Și la momentul acesta, poporul devenea tot mai dezgustat. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. A, merge oricum, închidem ochii, facem cum știm noi, cum vrem noi, noi suntem stăpâni, noi comandăm, nu există așa ceva. Când stai în fața oamenilor, ai o responsabilitate îndoită. De fiecare dată Dumnezeu te cheamă să te comporți ca atare. Și dacă ocupi un loc în societate pe care providența lui Dumnezeu ți l-a dat, trebuie să te faci demn de locul respectiv. Dacă nu, la o parte. Dacă nu te dai tu, te va da providența, dar va fi mai grav. O să vedem în această seară cât de grav este când nu te dai la o parte, ce grav este să te dea providența la o parte. Adică cerul, adică Dumnezeu. Așa că ei mâncau,
beau, avea o viață din asta pe care foarte mult și-o doresc, privesc mereu peste gard, ce fain e viața din lume. Ai cât aș vrea să fiu acolo, da? Ia uitați. Samuel făcea slujbă înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Copilul acesta, Samuel, pe care l-a dus mama după ce s-a rugat, cum am citit mai devreme, l-a dus acolo la sanctuar și l-a început să facă slujbă înaintea lui Dumnezeu. A început să se uite la sanctuar, la jertfe, la oameni, la tot ce se întâmplă și el și-a pus în inimă să trăiască într-un mod diferit. Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. De cât îl vedea mama pe an? O singură dată pe an. Când îl vedea, nu mai putea de dragul lui. Fiecare an îi făcea o hăiniță un pic mai mare. La anul îi făcea o hăiniță un pic mai mare. Atunci, pe vremea, nu era Lotus. O făcea mama și o lucra cu dragoste și se ruga. Și, înțelegeți, și se ruga și lucra și i-o ducea din nou și încă o dată se întâlnea cu copilul ei. El i-a binecuvântat pe Elcana și pe nevastă sa și a zis să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, care să înlocuiască pe acela care l-a împrumutat ea Domnului. Și s-au întors acasă. Când a cercetat Domnul pe Ana ce înseamnă să ai răbdare, ce înseamnă să ai încredere, să lași ca la vremea potrivită, la vremea providenței Dumnezeu, să te răsplătească El cum știe. Ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Ce a pierdut femeia aceasta că a dat copilul lui Dumnezeu? Nu era mai mare bucurie. Până astăzi, oamenii, nu vă zic de mame, că nu-și mai încap în piele când știu că băiatul lor, feciorul lor, este preot. Te bucurie, nu? Că feciorul lor este pastor. Te bucurie, nu? Ce n-ar vrea? Să fie liderul spiritual al poporului, nu? El era foarte bătrân. Și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. Fiți atenți! Am pus tema în această seară, titlul era Eli și fiii lui care erau răi. Uitați ce spune Biblia. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. Nu doar izolat, nu doar din când în când, nu doar pe alocuri, ci modul lor obișnuit de viață de zi cu zi. A aflat cum se purtau cu tot Israelul. A aflat că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Măcar că erau căsătoriți. Nu, n-avea voie să fie preoți dacă nu erau căsătoriți. Aflau că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Lucrul acesta era ce? Păcat. Știi ce se întâmplă în momentul când un preot face lucrul acesta? Trebuie să fie destituit din funcție. Nu mai poți să fii un lider spiritual. Cum să stai în fața mulțimii de oameni și să le vorbești despre moralitate? Păi poți? Păi nu începe să... Se întâmplă ceva, nu? Și cuvântul zice, el le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Le zice el băieților lui, da? Marele preot le zice preoților, fiilor lui. Pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre. Aflu de la tot poporul. Se vorbea radioșanțul. Încoace și încolo, oamenii vorbeau pe la spate, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Și tot circula vorbele acestea despre ce făceau copiii lui. Nu copii. Ce auzi spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Întrebare. Dacă liderul crește într-o parte, poporul cum va crește? Înțelegeți? Dacă liderul nu este vertical, dacă el nu are o relație cu divinitatea. Apropo, trebuie să știm în această seară că poporul nu poate să fie mai spiritual decât este liderul. Nu poți să ai pretenție de la oameni să crească mai aproape de Dumnezeu, să aibă o relație mai apropiată de Dumnezeu decât o are liderul. De aceea vă spuneam, nu uitați să veniți mâine seară când o să vorbim despre Moise. Au avut din totdeauna Dumnezeu oameni extraordinari pe pământul acesta care au fost niște lideri puternici. Și trebuie să mai spun ceva într-o paranteză. Dacă o să aveți curiozitatea să vă uitați prin cronici, prin viața împăraților, în regi, unu regi, doi regi, în cronici, unu cronici, doi cronici, să vă uitați în Sfânta Scriptură, veți descoperi că erau împărați foarte spirituali, foarte credincioși. Știți ce adaugă Dumnezeu de fiecare dată când un bărbat, un împărat era credincios? Ce mama lui se numea așa. Cine determinase pe copil să crească frumos? Mama.
au fost în Sfânta Scriptură nenumărați, cu mult mai mulți decât buni împărați, au fost răi. Și Biblia zice de fiecare dată, mama lui se numea așa. Ce l-a determinat pe copilul acesta să fie rău, să fie violent, să fie dur, să n-aibă treabă cu cerul și cu divinitatea? Mama. O amprentă extrem de puternică pe care o va avea asupra copilului pentru restul vieții. O are mama. Vreau să mai spun ceva într-o paranteză. Mântuirea sau nemântuirea copilor dumneavoastră sau ai mei depinde enorm de mult de lucrarea mamei. Este prima responsabilitate a mamei să salveze copiii. Dacă a eșuat aici, e grav. E grav. De aceea spune Sfânta Scriptură, mama lui se numea așa dacă era un împărat bun. Mama lui se numea așa dacă era un împărat rău. Pentru ca să se înțeleagă de unde a provenit starea de fapt. De unde a descins răutatea sau bunătatea. Din spiritualitate. Sau din lipsa spiritualității la părinți. Se vorbește despre Nero, acest crud împărat roman. Că în ziua când se va trezi la înviere să fie judecat, mama lui, care a fost o brută, va vedea ce a pus în fiul ei. El care a dat foc Romei. Și vina aceasta a pus în seama creștinul ca să poată să-i ucidă. Și din porunca lui a murit cel mai mare dintre apostoli, apostolul Pavel, prin decapitare. Da? Nu copii, ce auzi spunându-se despre voi nu este bine. Preotul Eli nu trebuia să spună, nu este bine, ce au despre voi nu este bine, dar mergeți mai departe. Trebuia în secunda 2 să-i destituie din funcție. Ei nu mai puteau să rămână în fața poporului. Dar pentru că el nu a făcut lucrul acesta, a dat prileșcerului să facă cerul ce trebuia să facă. Ia uitați. După ce le atrage atenția și le spune, sigur că erau mânioși și nu le convenea, n-a ascultat de tata. Și Samuel, în cartea Samuel, 1 Samuel, capitolul 2, versetul 25, Biblia spune că Eli le zice mai departe, uitați și le zice, dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Când oamenii aceștia, dacă păcătuia poporul, venea la preoți, preoții învăța ce să facă să capete iertarea. Dacă păcătuia preoții, cine se mai ruga pentru ei? Înțelegeți? Deci lucrurile erau foarte grave pentru că se întâmpla sus. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat glasul tatălui lor. Căci Domnul voia să-i omoare. Știi ce se întâmplă în momentul în care nu asculți de nimeni? Deci în cartea Proverbe, scrisă de Solomon, că cel care refuză orice sfat va fi zdrobit deodată și fără milă. Nu vă mai place la biserică, nu-i așa? N-asculți. Pe până când crezi că poți să mergi în neascultare? Până când se oprește. Cuvântul zice că după ce le-a spus, marele preot le-a tras atenția, ei n-au luat seama. Zicea cuvântul, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor. Am o întrebare. Dacă ei n-au ascultat de tata, dacă ei n-au ascultat de cea mai mare autoritate care era în Israel, marele preot, de cine mai puteau să asculte? De nimeni. Au devenit incurabili, de nevindecat. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Vedeți, parcă așa într-un tandem merge pasajele biblice vorbindu-se despre o categorie de oameni și vorbindu-se despre Samuel care tot la templu crește, tot la templu trăiește, dar el este plăcut lui Dumnezeu și el este plăcut oamenilor. Adică asta înseamnă că este posibil. Că dacă mediul în care tu trăiești, dacă localitatea, comuna, biserica unde tu mergi, dacă nu este după voia lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu nu va lăsa lucrurile așa. Dumnezeu tot va ridica pe cineva și va ridica pe cine nu te vei aștepta. Chiar și un copil, dacă este nevoie, îl va ridica și îl va fi un exemplu. El va fi o lumină. El va fi o binecuvântare. Cuvântul zice. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis, a trebuit să vină un profet pe vremea lui, pe vremea acestui mare preot să-i spună, așa vorbește Domnul, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când erau în Egipt în casa lui Faraon? Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Pentru ce îl întreabă? Cu alte cuvinte, de ce nu-i nicio atitudine? Pentru că-s copiii tăi. Trebuie să vă spun ceva într-o paranteză. Cel mai adesea noi
Suntem gata să fim justițiari, să fim drepți, să scoatem sabia când este vorba să facem dreptate pentru alții. Când e vorba despre alții, scoatem sabia și facem dreptate. A făcut să fie destituit din funcție. Nu este după voia lui Dumnezeu, la revedere, la o parte cu el. Dar dacă este din sângele tău, dacă e din casa ta, dacă e din sămânța ta, mai poți să fii drept? Ori dreptatea cere ca noi să fim drepți, indiferent despre cine e vorba. Aia înseamnă dreptate. Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Deci, vine prorocul acesta și îl întreabă din partea lui Dumnezeu. Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Unde trebuia să fie fiii tăi acum? În funcție sau afară din funcție? Unde trebuiau să fie? Dumneavoastră ce? Deci unde trebuia să fie? Cum se face că tu îi cinstești? Îl lași mai departe acolo. Ca poporul să le facă plecăciuni, să le pupe mâna, să se atingă de... Cum se face? Că tu îi cinstești mai departe pe fiii tăi? Mai mult decât pe mine? Ca să vă îngrășați din cele din tâi roade, din toate darurile poporului meu Israel. Eu am îndreptat poporul să vină la sanctuar, să vină la biserică, să fie învățat, să fie conduși și călăuziți spre cele cerești, spre cele divine. Și voi abuzați în serviciu. Voi jegmăniți, voi luați carnea și o mâncați. Și poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Și Dumnezeu să rămână indiferent. Nu se va întâmpla niciodată lucrul acesta. Niciodată. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu. Îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla întotdeauna înaintea unsului meu. Este Dumnezeu vreodată în pană de idei? Nu are Dumnezeu soluție atunci când noi ne abatem? Crede cineva că dacă nu rămânem noi pentru Dumnezeu, nu va mai rămâne nimeni? Crede cineva că dacă noi ne vom pleca în fața lumii acestea și o iubim și o îndrăgim, nu va mai rămâne cine să stea pentru Dumnezeu? Niciodată. A fost un moment în viața unui mare proroc, Ilie. A fost un moment în viața lui unde la un moment dat, descurajat, a fugit din mijlocul oamenilor, sub amenințarea că va fi ucis. Și când îl întreabă Dumnezeu, ce faci tu aici, Ilie? El răspunde, am fost plin de râvnă pentru Dumnezeu. Numai acum a rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Ai zis că ai rămas singur? Zice Dumnezeu, mai am 7.000. El credea că e singur. Mai am 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul în fața lui Baal, care nu se închină decât lui Dumnezeu. Mai am 7.000 de variante. Când noi credem că numai noi rămânem credincioși. Și că dacă nu mai rămânem noi credincioși, se închide biserica. Și dacă nu mai rămânem noi să face totul praf, abia atunci când te dai la o parte, lucrarea va merge cu mai mare putere. Dacă crezi că totul se învârte în jurul tău. Dice cuvântul, tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Adică Dumnezeu nu le vorbea, decât foarte rar. De ce le vorbea Dumnezeu rar? N-avea cui. Cu asemenea comportament de la biserică, n-avea cui să vorbească Dumnezeu. Într-o asemenea fel, nu se putea. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi. Nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui. Iar candelele lui Dumnezeu nu se stingeau încă și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Am stat de multe ori și m-am gândit, și ce înseamnă să dorm la biserică? Să dorm la biserică. Când m-am mutat aici în Bihor, pentru prima dată, a trebuit să stăm la biserică. Deasupra Bisericii Adventiste din Vașcău este un apartament pastoral. Și acolo am stat noi. Mă gândeam, suntem deasupra bisericii. Trăiam deasupra bisericii. Era la biserică, parcă aveam mai multă frică, mai mult... Mă înțelegeți? Ca și cum stai la biserică în prezența lui Dumnezeu, nu? Zice, Samuel era culcat în templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu. Știți ce era în chivot? În lada aceea de salcâm poleită toată cu aur, cu drugi aceea care le purta preoții din locul... Știți ce era în chivot? Legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Știți ce era deasupra chivotului, ce se vedea deasupra chivotului? Pe vremea lui Moise, pe vremea lui Aron, pe vremea sanctuarului, era șechina prezența lui Dumnezeu. Și Samuel stătea în prezența lui Dumnezeu. Ce înseamnă să ai inima curată?
Iată-l pe Samuel la templu, copil fiind, crescând acolo, învățând dintre cele spirituale, într-un context în care, atenție, contextul nu este prielnic. Marele preot este cum este, preoții fiii lui sunt cum sunt. Nu, nu este un loc unde să se dezvolte cineva spiritual. Nu este un loc unde să dezvolte cineva credincios de Dumnezeu. Este un loc unde să vezi că se face rău și când te faci mare să-l faci și tu. Dar el alege diferit. Poate și unde mama lui îl purta zi și noapte în rugăciunile ei. Cât de important era. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. Dumnezeu a chemat pe Samuel. Într-o noapte când s-au pus să doarmă, o voce a zis, Samuel. Biblia zice, el a răspuns, iată-mă. Și s-a dus la, cine putea să strige? Eli, preotul, că acolo erau împreună. Iată-mă, zice el. Preotul zice, dar nu te-am chemat eu, du-te și te culcă. Mi s-a părut, se întoarce înapoi, se pune în pat. Și a alergat la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel. Și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă că-și m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Era un copil. Dumnezeu îl chema să-i vorbească și el nu înțelegea cine strigă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul. Și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară. Și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă că-și m-ai chemat! Nu mai zic că nu m-ai chemat, că nici nu m-a luat somnul și am auzit din nou că m-ai strigat. Iată-mă că-și m-ai chemat! Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil. Deci, preotul acesta, care nici el nu era cum trebuia, a înțeles că Dumnezeu îl cheamă pe copil că vrea să-i transmită ceva. Eli a înțeles că Domnul îl cheamă pe copil. Și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat, să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Dar știți cum s-a dus? Îngrozit la gândul că nu-l chema Eli, ci că Dumnezeu era cel care îl striga. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuele! Samuele! Și Samuel a răspuns. Vedeți că nu mai este aceeași propoziție? El n-a mai zis, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. A zis numai, vorbește, căci robul tău ascultă. A încremenit și el sărac. Atunci Domnul a zis lui Samuel. Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui, voi începe și voi isprăvi. Singurul om prin care Dumnezeu putea să comunice era un copil și chiar lui i-a vorbit. Adesea când Dumnezeu nu mai are prin cine vorbi, va vorbi prin persoane la care nici nu ne-am gândit. Este o întâmplare prezentată în Sfânta Scriptură a unui profet care, datorită faptului că iubea banii, a plecat din casa lui cu o delegație venită din țara Moabului să blestene poporul Israel. Vă amintiți cum îl chema? Balaam. Când omul acesta a plecat de acasă cu această delegație, că îl chema împăratul, vino să-mi blestem poporul care a ieșit din Egipt, că nu poate nimeni să stea în calea lui, vino să-mi blestem, am să te umplu de bogăție, am să-ți dau bani, o să ai faimă, vino numai să-i blestem. Și pentru că drumul pe care mergea era un drum interzis, n-avea voie să meargă pe drumul acela, să blesteme poporul Dumnezeu, că era poporul Israel. Cine credeți că i-a vorbit ca să-l oprească din cale? Măgărița. Măgărița pe care călărea. Măgărița la un moment dat s-a bătut din calea lui și l-a bătut-o. Și iar a mers și iară măgărița s-a bătut din calea lui și l-a bătut-o. Și iar s-a bătut de pe drum și iar a bătut-o. Și la un moment dat n-a mai putut și a căzut. Măgărița s-a pus în genunchi. Și măgărița a început să vorbească și a zis, dar ce ți-am făcut de mai bătut de 3 ori? Zice, pentru că nu vrei să mă duci unde trebuie, dacă aș avea o sabie în mână te-aș tăia. Dar am eu de obicei să-ți fac așa, zice măgărița. Și el zice, nu!
Vorbea cu măgărița în furia și nebunia lui și nici măcar nu știa că vorbește cu un animal. Și animalul căuta să-l ucidă. Știți de ce se abătea măgărița din calea lui? Pentru că ea vedea în față un înger al Dumnezeu cu sabia scoasă. Dar el orbit de bani nu vedea nimic. Și măgărița s-a dat la o parte odată. S-a dat la o parte a doua oară. S-a dat la o parte a treia oară. Și el mai departe. Nu și nu pe drumul lui. Este primejdios. Este primejdios. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rosit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna. Din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără să-i fi oprit. Avea cunoștință și nu i-a oprit. Să nu te gândești niciodată că dacă sunt copiii tăi, Dumnezeu nu se va atinge de ei. Să nu crezi niciodată că dacă sunt copiii tăi și ei se abat, Dumnezeu nu va interveni. Dacă ai cunoștință și nu faci ceea ce trebuie, ești pe un drum periculos. Mare grijă. I-am spus că voi face și voi face lucrul respectiv. Ce s-ar fi întâmplat dacă el ar fi fost serios? Poate i-ar fi trezit. Ce s-ar fi întâmplat dacă el ar fi vorbit cu autoritate? Nu este bine ce faceți? Pe dreapta. Adesea, copiii noștri privesc la noi. Apropo, cei care vă veți căsători. Se uită la tine. Se uită la ea. Și vede care este mai puțin spiritual dintre cei doi. Și copiii nu vor depăși spiritualitatea celui mai slab dintre cei doi. M-ați înțeles ce am zis? Copiii noștri se vor uita la noi, ne vor analiza, vor vedea care e mai serios, care e mai puțin serios cu Dumnezeu și își vor pune și ei ca țintă să nu depășească spiritualitatea celui mai slab dintre cei doi. Pentru că fiecare copil, plin de firea pământească, că ne naștem în firea pământească, va vrea să atingă minim sau maxim spiritual. Minim. De aceea copiii noștri nu vor depăși spiritualitatea celui mai slab dintre cei doi părinți. De aceea arătăm cum arătăm. Și e grav. Și dacă nu ne pocăim, va fi și mai grav. De aceea e timpul rugăciunii, e timpul plânsului, e timpul postului, e timpul să ne întoarcem la Dumnezeu. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără să-i fi oprit. N-a luat nicio măsură. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită. Asta ce înseamnă când Dumnezeu a jurat? Jur casei lui Eli. Aici este momentul când Dumnezeu îi vorbește lui Samuel. Jur casei lui Eli că niciodată, fără de legea casei lui, nu va fi ispășită. Nici prin jertfe, nici prin darul de mâncare. Mereu s-aduceau jertfe acolo la templu. Mereu s-aduceau darul de mâncare la templu. Dar nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin darul de mâncare. De ce? Nu mai vrea Dumnezeu să ierte. Nu mai este Dumnezeu bun. Nu mai este Dumnezeu iubitor. Nu mai are Dumnezeu milă, nu mai are Dumnezeu un delungă răbdare pentru oamenii care greșesc, pentru cei care păcătuiesc, chiar dacă sunt preoți? Ba da, doar că n-are pe cine ierta. Pentru că oamenii au plecat pe drumul răutății și nu au de gând să se schimbe deloc. De aceea nici Dumnezeu nu poate ierta, înțelegeți? Așa se ajunge la păcatul de neiertat, la păcatul împotriva Duhului Sfânt. Când oamenii pornesc pe drumul păcatului și nu mai vor să se întoarcă de acolo niciodată. Cum să te ierte Dumnezeu dacă tu nu mărturisești? Cum să te ierte Dumnezeu dacă tu nu părăsești? Cum? De aceea au ajuns în punctul acesta. Samuel a rămas culcat până dimineața. Apoi a deschis ușile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceasta. Cum să-i spun ce mi-a zis Dumnezeu? Eu care am crescut aici, de mic copil sunt între ei. I-am văzut, îi cunosc, am mâncat cu ei, am stat, am făcut slujbă, i-a ajutat. Cum să le spun? Nu puteam să le spună că înaintea cerului era rostită sentința. Cum? Dar Eli a chemat pe Samuel și a zis, Samuele, fiule, el a răspuns, iată-mă. Și el a zis, care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic. Domnul să se poarte cu tine cu toată asprimea, dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. Mă, el copil fiind, i-a zis, Samuel,
i-a isurisit tot, fără să-i ascundă nimic. Și el a zis, acum când nu e prea târziu, mă pocăiesc. Așa scrie. Acum când nu e prea târziu și mai suntem în viață, mă duc la fiii mei și îi scutur să se trezească, să facă Dumnezeu o minune cu noi, să ne transforme, ca să nu fim lepădați. Ne pocăim măcar acum în al 11-lea ceas. La Biblia zice, el a zis, Domnul este acesta, să facă ceva, crede. Vedeți aici vreo dorință de schimbare? Vedeți aici vreo părere de rău? Vedeți aici pe cineva care regretă viața de păcat, influența negativă asupra poporului? Vedeți aici ceva de ceva? Domnul este acesta, recunosc că așa este. Să facă ceva, crede. Este stăpân, el să facă. Înțelegeți când e Dumnezeu nevoit să intervină? Că noi oamenii nu mai vrem să ne pocăim deloc. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale. Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Când cineva se face nevrednic, Dumnezeu are ca pe altcineva. Dacă tu crezi că fără de tine nu se poate întâmpla nimic, Dumnezeu va lucra în partea aceea. Ai avut un mare privilegiu. Ai stat înaintea poporului. Putea să fiți o lumină a națiunii. Dar v-ați bătut joc. Atunci Dumnezeu a ridicat pe altcineva. Am o întrebare. A fost Dumnezeu nedrept? V-ați uitat să vedeți cum a crescut copilul ăsta? Dintr-o mamă, într-o femeie care nu avea copii. S-a născut Samuel. Iată în providența lui Dumnezeu cum el lucrează. Și acolo, într-un mediu complet neprielnic, crește copilul Samuel. Și dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, ce lucrare a făcut omul acesta, Samuel, până a îmbătrânit și până a murit, a fost un exemplu extraordinar pentru tot poporul Israel. Un om după inima lui Dumnezeu. Dar n-a avut exemple. N-a avut exemple bune. A învățat prin negație. A văzut că nu face bine, a zis, eu nu fac. A văzut că nu face bine, el a zis, eu nu fac. A văzut că nu face, el a zis, eu nu fac. Și a crescut frumos înaintea lui Dumnezeu. Mama aceasta, care a înălțat rugăciune la Dumnezeu pentru copilul ei, nu putea să fie decât bucuroasă. Că această femeie, care în ziua aceea s-a dus la templu să se roage și doar buzele ei se mișca, a primit un dar din partea lui Dumnezeu. Un copil de parte bărbătească, care i-a pus numele Dumnezeu a ascultat. Samuel. L-a dus la templu, l-a împrumutat lui Dumnezeu pentru restul vieții. Dumnezeu i-a dat copii înapoi și apoi omul acesta ajunge omul numărul 1 în poporul Israel. Unul dintre cei mai mari proroci pe care i-a avut națiunea Israel. În această seară, dragii mei, când stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, nu simțiți că Dumnezeu vă cheamă și pe dumneavoastră la o treaptă mai înaltă a existenței și a relației cu El? Nu simțiți că Dumnezeu vrea să vă cheme de acolo de unde sunteți, să mergeți în relație cu Dumnezeu mai profundă, mai frumoasă, mai dulce? Astăzi, când Domnul trece de la inimă la inimă și de la casă la casă și face apel la inima ta, gândește-te, este posibil să nu auzi vocea aceasta de fiecare dată. Este posibil ca vocea aceasta pe care astăzi o auzi din partea lui Dumnezeu, mâine să o auzi mai slab și poi mâine mai slab. Este un timp când Dumnezeu ne cheamă. Este un timp când Dumnezeu ne strigă. Este un timp când Dumnezeu ne așteaptă. Este un timp când Dumnezeu vrea să ne întoarcem. Dacă noi nu ne vom întoarce, riscăm să ne împietrim. Dacă noi nu ne vom întoarce la Dumnezeu, vom ajunge să facem răul tot mai rău, până când viața noastră va fi pecetluită în răutate. Te invit în această seară să studiezi Biblia. Ceea ce spun de fiecare dată, spun mereu, ia și citește pentru tine. Deschide cuvântul lui Dumnezeu în fiecare dimineață și nu te culca în fiecare seară înainte să citești. Roagă-te, stai de vorbă cu Dumnezeu și caută să ajungi în împărăția Lui. Vreau să spun în această seară, la final, tu vei fi mântui sau pierdut. Copiii tăi vor fi mântui sau pierduți. Dar nu uita, influența pe care tu ai este una extraordinară. Dacă tu vei fi mântuit, copiii tăi vor fi influențați spre mântuire.
Dacă tu vei fi pierdut, copiii tăi vor fi influențați spre a fi pierduți. Ce vei alege? Ce vei alege? Zicea Moise în cartea Deuteronom, capitolul 30, versetul 19. Iau-ați cerul și pământul martori împotriva voastră. Că ți-am pus înainte viața și moartea, spunea poporului. Ți-am pus înainte binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Frații mei de la Petroasa, alegeți viața. Alege să trăiți cu Dumnezeu. Alege să studiați cuvântul. Alege să vă rugați. Alegeți să vă mântuiți. Dumnezeu să vă ajute. Și nouă tuturor. Amin. Haideți să ne rugăm împreună. Bunule Tată din ceruri, te lăudăm și te binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos pentru bunătatea ta cea mare, pentru răbdarea ta, pentru iubirea ta. Îți mulțumim, Doamne, că zi după zi ne chemi să trăim mereu în prezența ta și mereu mai aproape de tine. Avem, Doamne, în Sfânta Scriptură atât de multe exemple, de o formă sau alta. Alegem, Doamne, astăzi, alegem în această seară să ne punem de partea ta. Vedem, Doamne, că neascultarea, că răzvrătirea, vedem că lucrurile acestea care ne îndepărtează de tine ne duc într-o direcție și pe un drum de pe care se pare că nu ne mai întoarcem niciodată. De aceea ajută-ne, Doamne, să întoarcem spatele lumii acesteia. Ajută-ne, Doamne, să întoarcem spatele păcatelor. Ajută-ne să venim cu toată inima la tine. Ajută-ne, Doamne, să creștem spiritual. Chiar dacă nu avem în împrejurimea noastră influențele cele mai bune, cele mai potrivite, cele mai prielnice, Doamne, avem cuvântul Tău. Ajută-ne să-L deschidem, ajută-ne să-L studiem cu rugăciune, cu pasiune și ajută-ne, Doamne, să descoperim cât de mare este bunătatea Ta. Ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm cu toată inima către Tine. Mă rog să binecuvintezi pe toți cei care în această seară au pășit în locul acesta. Binecuvintează, Doamne, fiecare inimă prezentă aici. Binecuvintează, Doamne, comuna aceasta, împrejurările acestei comune. Binecuvintează, Doamne, te rog, fiecare suflet care te iubește și care te dorește și care vrea să fie mântuit în împărăția cerurilor. Iartă-ne, Doamne, de păcatele noastre. Dă-ne putere să le mărturisim, să le părăsim înainte de a fi prea târziu. Ajută-ne, Doamne, să ne punem de partea Ta. Și de asemenea te rog frumos să-i binecuvintezi și pe cei care au venit de obicei, dar în această seară au lipsit. Binecuvintează-i, Doamne, oriunde sunt ei. Dă-le viață, dă-le sănătate, dă-le putere și, în mod special, dă-le mântuirea Ta. Rămâi cu noi că te-am rugat în numele scump al Domnului Iisus și dă-ne putere să trăim pentru slava Ta și ajută-ne, Doamne, să ne vedem în împărăția Ta. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.